Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. A trecut mai bine de un an de când Republica Moldova luptă la greu cu pandemia de coronavirus și caută resurse financiare pentru a cumpăra echipamente medicale și de protecție, tone de dezinfectant, măști și vaccinuri, fiind ajutată în majoritatea cazurilor de partenerii externi. Pe de altă parte, autoritățile au cheltuit în această perioadă 10 de milioane de lei pentru achiziții de mașini. 5 misiuni diplomatice și-au cumpărat anul trecut autoturisme de lux, iar unii președinți de raioane se plimbă astăzi cu mașini hibrid de ultimă generație, prețul cărora depășește jumătate de milion de lei. Vedeți cum au explicat autoritățile aceste achiziții pe timp de criză. Pe parcursul anului 2020 și în primele 3 luni ale anului curent, diverse instituții de stat de nivel național și local au cumpărat mașini în sumă de 40 de milioane de lei. Asta în pofida avertismentului dur lansat de fostul premier Ion Chicu la început de pandemie, că Ministerul Finanțelor va respinge toate solicitările de achiziții de mașini, pentru că bugetul nu poate suporta astfel de cheltuieli. Eu remarc, din păcate, că sunt instituții, și mă refer în primul rând la autoritățile publice locale, care încă plasează contracte de procurare de automobile, mobilă, alte lucruri care nu sunt stringente în acest an. Noi nu vom putea finanța asemenea cheltuieli și eu fac îndemn la toți reprezentanții autorităților publice, centrale și locale. Vă rog să conștientizăm situația în care se află Republica Moldova și mai mult de jumătate de glob. Nu putem cheltui bani pentru mașini. De aceea, orice cheltuială de acest gen, orice contract de acest gen înaintat spre aprobare la trezorerie va fi respins. Ministerul Finanțelor a aprobat totuși în 2020 solicitarea de achiziție a 5 mașini noi pentru misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Autoturismele au costat 3 milioane și jumătate de lei. Ministerul de Externe a precizat pentru Cutia Neagră că achizițiile au fost realizate în limita bugetului stabilit anterior, fără a fi alocați bani suplimentari. Ambasada Republicii Moldova cu sediul la Paris, Franța, și-a cumpărat o mașină de marca Volvo cu 853.000 de lei. Ambasada din Turcia a ales un Lexus de 718.000 lei. Ambasada Moldovei din SUA a plătit 613.000 lei pentru Toyota, iar două consulate nou create la Nissan în Franța și Barcelona în Spania au achiziționat o Skoda Superb de 671.000 de lei și respectiv un BMW de 718.000 lei. Comparativ, dacă luați suma de bani, în 2017-18 noi cumpăram în jur de 13 milioane. De această dată noi am cumpărat în jur de 3 milioane. Deci este evident că noi am ținut cont de situația de pandemie, de constrângerile bugetare care sunt și nu am mers pe un plan radical sau un plan obișnuit de înnoirea parcului. De ce ambasadele aleg mașini atât de scumpe? De exemplu, cazul celei de la Ankara cu Lexus. De ce s-a mizat pe o mașină atât de luxoasă? Noi mergem pe versiuni mai modeste unde este posibil pentru funcționalitate. Dar mașina reprezentativă, da, noi ținem ca mașinile reprezentative să fie de aceste clase care sunt recomandate. Cea mai scumpă mașină cumpărată anul trecut pentru diplomați a ajuns la Ambasada Republicii Moldova din Franța, un SUV de model Volvo XC90, care a costat peste 40.000 de euro. Funcția de ambasador la Paris urmează să fie ocupată chiar de Eugeniu Revenco, care a fost desemnat încă în noiembrie 2020 printr-un decret semnat de Igor Dodon. Din funcția de secretar general al Ministerului de Externe, acesta a aprobat achiziția mașinii pentru ambasada din Franța, care va fi folosită chiar de el atunci când va pleca în misiune. Demnitarul nu vede însă în asta un conflict de interese. Ați influențat cumva procesul de achiziție a mașinii pentru ambasada din Paris, în condițiile în care ați fost desemnat ambasador acolo și urmează să plecați în misiune? Este evident că ar fi banal să vă spun că nu am avut nicio atribuție, din moment ce aceasta este atribuția mea de serviciu nemijlocit. Doar la Paris vreau să vă spun că noi am făcut economii, dacă le putem asta numi economii, unde noi nu avem șef de misiune de 2 ani de zile. Și din contul acestor nevalorificări s-au făcut aceste achiziții. Noua mașină de marca Volvo va înlocui un Mercedes aflat în garajul ambasadei din Paris din 2007.
Acolo mai sunt două autoturisme din 2012 și 2014, un Mercedes E200 și un Volkswagen Caravelle, care au costat peste 1 milion de lei. Surse din cadrul Ministerului ne-au dezvăluit că se planifica inițial achiziția unei mașini mai ieftine pentru ambasada din Paris, care să fie utilizată pentru necesitățile curente, dar în final s-a cumpărat o mașină de lux pentru viitorul ambasador. Potrivit unor documente care au ajuns în posesia cutiei negre, la procedura de achiziție au fost înregistrate 6 oferte, iar două dintre ele au fost mai ieftine. O Škoda Superb putea fi cumpărată cu 30.000 de euro, iar o Toyota RAV4 costa sub 40.000 de euro. Misiunea diplomatică din Paris era decisă să cumpere Škoda, dar ulterior ar fi primit indicații de la Chișinău să semneze contractul cu Volvo, spun sursele cutiei negre. Și autoritățile locale din Republica Moldova nu au renunțat la achiziții scumpe într-un an de criză pandemică. 9 consilii raionale și 24 de primării din sate au cumpărat mașini în valoare de circa 7 milioane de lei. Aleșii locali au aceleași argumente. Aveau mașini uzate, care necesitau multe investiții pentru reparații, iar achizițiile erau planificate și pandemia nu putea face să renunțe. Consiliile raionale Ocnița și Nisporeni au astăzi în garaje mașini de ultima generație, de tip hibrid, care au și baterii electrice. Pentru autoturismul de model Toyota Camry, fabricat în 2019 și cumpărat în martie anul trecut, aleșii locali de la Ocnița au plătit peste 590.000 de lei. În februarie curent și Consiliul Raional Nisporeni a achiziționat o mașină de același model, pentru care a plătit 550.000 de lei. Este puțin mai ieftină pentru că are dotări tehnice mai simple. Aceasta este bijuteria achiziționată de Consiliul Raional Nisporeni cu 550.000 de lei. Mașina este utilizată nu doar de președintele raionului, dar și de funcționarii Consiliului Raional, care o folosesc atunci când merg în deplasări în teritoriu. O bună parte din zi, mașina stă parcată în garajul Consiliului. În bugetul pentru 2021, Consiliul Raional Nisporeni planificase doar 500.000 de lei pentru achiziția mașinii și a fost nevoit să aprobe o nouă decizie prin care s-au alocat bani suplimentari. Proiectul a fost votat pe 4 februarie, în mare grabă, iar unii consilieri nici nu și-au dat seama pentru ce votează. Proiectul avea denumirea Suplinirea Programului de Activitate Exercitarea Guvernării, care nu făcea nicio aluzie în titlul Achiziția Mașinii. Proiectul de decizie numărul 1/32 cu privire la suplinirea Programului de Activitate Exercitarea Guvernării 0301 este propunerea de a primi ca bază proiectul de decizie numărul 1/32 promotat. Cine este pentru? Împotrivă? Abținut? Întrebări? Propuneri? Președintele raionului Nisporeni susține că au fost anunțate câteva licitații pentru achiziția mașinii și de fiecare dată a participat un singur agent economic cu ofertă de peste 500.000 de lei. Deși autoritatea planifica inițial să cheltuie 410.000 lei pentru autoturism, a fost nevoit să majoreze suma. În primul rând, caietul sarcini nu-l elaborez eu, elaborează specialiștii care cunosc. Ce fel de mașină este, care este o mașină, să procurăm o mașină ca să fie nu pe un an, doi, dar să fie pe mai mulți ani, să ne servească. Acum, că aici s-a spus termenul de garanție, s-a pus careva mașină care să fie economie, să facă economie la combustibil, dar ca să exerciți o funcție de administrație, trebuie să ai unealtă, să ai cu ce exercita. Dar nu poți pleca undeva să faci nici chiar o înfrățire peste că acum mă gătesc să plec în România, fără să nu ai un transport. Dar n-aveți nicio mașină? Este mașină, dar ele sunt toate mai mult de 10 ani. Nici am văzut, în 2017 aveți mașini, 15. 2017 sunt mașini de... exploatate deja, bine să spunem, mai spus. Care eu nu am putea să plec peste hotare cu dânsul. Deși Vasile Mărcăuța afirmă că la aprobarea bugetului s-a votat în unanimitate pentru procurarea mașinii, consilierii din opoziție sunt de părere că achiziția nu era atât de stringentă și critică faptul că președintele și-a luat un autoturism de lux. Bugetul se votează într-o singură ședință, în două lecturi. Deci între prima și a doua lectură nu există niciun fel de dezbatere. Există o majoritate de 20 de mandate ale fostului Partid Democrat, acum Pro-Moldova, care votează fără niciun fel de discuții toate subiectele. În situația asta, când
țara numără fiecare bănuț pentru achiziții de vaccin, în primul rând, alte accesorii medicale, medicamente și așa mai departe, este cel puțin de înțeles când un șef de administrație locală își folosește banii din bugetul public pentru achiziții a unor obiecte, echipamente, transport, de care se poate lipsi. Și aici nu este vorba doar despre procurarea mașinii președintelui raionului, care a fost o chestie absolut inutilă în condițiile astea, dar este vorba și despre reparația sediului Consiliului Raional, care mai înghite și asta vreo 600.000 de lei. O altă autoritate locală, Consiliul Raional Hâncești, a procurat anul trecut o mașină de model Skoda Superb, pentru care a plătit 450.000 de lei, iar recent a mai cumpărat două autoturisme Dacia Logan, pentru care a plătit alte 450.000 de lei. A mers la Hâncești pentru a-i solicita președintelui de raion un comentariu pe marginea noilor achiziții, dar nu l-am găsit la birou. La telefon ne-a spus că Skoda Superb nu este o mașină de lux. De ce au ales o mașină atât de scumpă? Ce ne-a socotit că e mașină scumpă? Nu, este o Skoda Superb destul de scumpă. Este o mașină de lux. Asta e cu cei mai mică completație, adică, zicem, ele sunt de la prețul ăsta, dar ele ajung și mult mai mult. Dar banii au fost planificați din buget sau au fost cumpărate în economii? Nu, din buget erau planificați. Și cine se folosește acum de această mașină? E, mașina e la aparatul președintelui, la președinție, la președinte. Cine? Aparatul, președintele, cine are nevoie? Dumneavoastră mergeți cu dânsa. Da. Dar în martie curent tot Consiliul Raional Hâncești a mai cumpărat două mașini Dacia Logan. Cine le folosește? Dacă era atât de stringent această achiziție în condiții de criză epidemică? În primul rând, mașinile care... Haideți, eu să revin peste o oră și azi discutăm toată întrebarea. Am revenit mai târziu cu un apel la alesul local. Iurie Levinski a precizat că banii pentru cele două Dacia au fost planificați în buget în decembrie 2020 și achiziția a fost aprobată de consilieri. Noi, să zicem așa, secția construcției care are foarte mult de lucru și are permanent deplasări pe raion, practic nu avea automobil. Asta e una la mână. Și eram nevoit ca într-adevăr să procurăm, pentru că, practic, zicem, ultima mașină care a fost procurată în Consiliu a fost, mi se pare, în 2013. Restul erau mașinile care erau din model sovietic, Niva, Dacia, Jiguli, care, într-adevăr, și la cheltuieli, la întreținere foarte mare era și plus consumul mare de combustibil. O altă achiziție de mașini, tot în sumă de peste 3 milioane de lei, a fost realizată anul trecut de Inspectoratul Național de Probațiune, instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției. Noile unități de transport au fost repartizate la birourile din raioane care aveau o mare necesitate și achiziția nu putea fi amânată din cauza pandemiei, a argumentat directorul instituției. În aprilie 2020, Inspectoratul Național de Probațiune a cumpărat un lot de mașini în valoare de 3,2 milioane de lei. Au fost achiziționate 12 SUV-uri Dacia Sandero cu 224.000 de lei fiecare, un autoturism de model Suzuki Vitara și unul de model Ford EcoSport. Acestea au ajuns la birourile de probațiune din teritoriu, care aveau în dotare mașini de marca Vaz sau Lada, care se defectau des și nu mai puteau fi exploatate. Au fost examinată posibilitatea de a amâna procedurile respective, ori nu au fost găsite alte alternative care să înlocuiască, spunem așa, mijloace de transport din dotare cu altele care să fac față sistemului. De fapt, ne vorbim despre o necesitate stringentă, pentru că autoturismele care erau în dotare, ele practic erau, puneau în pericol viața și integritatea însă și a angajaților. Mai mult ca atâta, din 2018-2020 în special, în această perioadă, activitatea biroul de probațiune, Inspectoratul Național de Probațiune s-a extins foarte mult, în așa fel încât intervențiile noastre deja ne deriva cu mijloacele de transport. Inspectoratul Național de Probațiune are 38 de birouri teritoriale, care în mare majoritate acestora sunt în zone rurale. Am avut extrem de multe probleme, în special în sezonul de toamnă, primăvară, dacă vorbim din noroi, de drumuri deteriorate și a fost nevoit să luăm un autoturism cu o priză mai înaltă la sol.
În februarie curent, Inspectoratul Național de Probațiune a mai făcut o achiziție de mașini de 1,7 milioane de lei, câte 300 de mii de lei a plătit pentru două SUV-uri Suzuki Vitara, iar mai mult de un milion a costat un microbus cu 17 locuri de model Ford Transit. Cu aceasta urmează a fi transportate din raioane persoanele care anterior au fost prinse în stare de ebrietate la volan și participă la programul de reeducare implementat de Inspectoratul de Probațiune. Programul este destinat pentru grupuri de 11-12 subiecți, pe lângă consilieri de probațiune care trebuie să fie prezenți alături de ei la asistență, am fost nevoiți să achiziționăm un mijloc de transport care să asigure acest lucru. Ori când am făcut evaluarea de a lua în locațiuni un mijloc de transport, noi depășeam cu mult cheltuielile pe această perioadă și de atunci a fost luată decizia de a lua un autoturism care să asigure transportarea în grup a beneficiarilor programului. Din păcate, potrivit legislației naționale, noi nu avem dreptul să achiziționăm autoturismi second. Un autoturism mai deosebit a fost cumpărat pentru Direcția Monitorizare Electronică. Inspectorii se deplasează des în teritoriu și acest SUV face față drumurilor deprinsate, mai ales pe timp de iarnă sau pe glod. Mașina a costat peste 15.000 de euro. Și în 2019, Inspectoratul Național de Probațiune a cumpărat 19 mașini Suzuki Vitara, cheltuind 4 milioane și jumătate de lei. Directorul instituției afirmă că investiția a meritat, deoarece s-au redus aproape în jumătate cheltuielile pentru carburanți. Mașinile sovietice pe care le aveau anterior în dotare consumau mult în comparație cu cele noi. S-au exclus și cheltuielile mari pentru reparația unităților de transport. Recent și Curtea Constituțională și-a cumpărat o mașină nouă, Skoda Superb, care a costat peste jumătate de milion de lei. Pentru achiziția mașinii, în bugetul instituției pentru anul 2020 fusese planificate 800 de mii de lei, dar achiziția a fost amânată pentru anul curent din cauza pandemiei. Între timp, suma pentru mașină a fost micșorată. Curtea Constituțională a desfășurat licitația pentru procurarea autoturismului în februarie curent. La concurs a participat doar o singură companie care a propus o Skoda Superb, fabricată în 2021, în valoare de 540.000 de lei. La licitația organizată de Înalta Curte cu un an în urmă fusese aleasă o mașină de același model, dar costa cu aproape 100.000 de lei mai mult, pentru că avea dotări tehnice suplimentare. Atunci, din cauza pandemiei, contractul semnat cu dealerul auto a fost reziliat. Curtea Constituțională a revenit totuși la achiziție în februarie 2021. Într-un răspuns trimis la solicitarea cutiei negre, Curtea Constituțională a precizat că mașina încă nu a fost livrată în garajul instituției și a argumentat necesitatea achiziției. Va fi înlocuit un automobil de model Skoda Superb fabricat în 2007, care este în dotarea Curții Constituționale din anul 2011, având aproximativ 200.000 de kilometri la bord. Remarcăm că la momentul obținerii acestui automobil de către curte, el deja avea câțiva ani de exploatare și necesita anual multiple investiții în reparații. Din aceste considerente s-a impus necesitatea achiziționării unui automobil care să corespundă standardelor de securitate, comparativ cu planul pentru anul trecut, când pentru achiziționarea automobilului erau bugetați 615.000 lei, în anul 2021 a fost bugetată o sumă mai mică, 538.000 lei. Automobilul de model Skoda Superb, propus conform caietului de sarcini, este dotat cu opțiuni minime standarde. Curtea Constituțională nu dispune actualmente de acest bun, contractul fiind la faza de executare, a precizat Înalta Curte. În garajul Curții Constituționale mai este o Skoda Superb, cumpărată în 2018 cu 472.000 de lei. În opinia Tatianei Sava, directoarea programului Anticorupție și Integritate a Centrului Analitic Expert Group, cea mai mare vină în achiziția mașinilor de lux o poartă guvernul, care nu a aprobat prevederi legale care să interzică acest lucru, mai ales pe timp de criză. Partea cu procurarea automobilelor de serviciu e o problemă clasică la noi, care nu se rezolvă de foarte mult timp. De ce este nevoie? Este ca Ministerul Finanțelor să vină odată și odată împreună cu cei de la Cancelarea de Stat cu niște standarde foarte clare despre ce fel de automobile putem cumpăra noi în condițiile rutiere ale Republicii Moldova, iar argumentarea cumpărării acestor automobile să fie și mai bine argumentată în cadrul legii bugetului, în cadrul proiectelor bugetare anuale. Însă, în condiții de criză, eu sunt încă uimită că Ministerul Finanțelor nu a stopat achizițiile care nu sunt esențiale. Noi cred că ne dăm seama că bunul simț nu se operează în sectorul public.
în sectorul public se operează pe reguli foarte bine foarte clare și pe instrucțiuni la fel de clare.